Bunului Dumnezeu, pentru că, iată, prin bunătatea Lui, avem harul vieții ca sănătoși și în pace, să fim la părtășie aceasta. A mai trecut un an și, iată, din nou, o joi seara în care să ne amintim de câteva evenimente din viața pământească a Mântuitorului nostru și a Domnului nostru Isus Hristos și nu numai să ne amintim pentru că dacă noi am face doar o trecere în revistă unor evenimente și le-am plasa undeva în istoria unei persoane sau chiar a umanității, cred că ar fi un lucru foarte puțin și probabil chiar fără semnificație în viețile noastre. Dar de vreme ce toate evenimentele acestea sunt scrise în Evanghelii, în cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranță că ele portă în ele un mesaj pentru fiecare din noi și în general pentru biserica lui Hristos, trupul lui partea umană a bisericii, a trupului lui Hristos care acum este aici pe pământ. Joia, în perioada când Domnul Iisus era în trup aici pe pământ, a fost ultima zi de fapt întreagă din existența lui pământească. Vinerea a fost judecat și răstignit. Dar ultima zi întreagă am nostru aici pe pământ, între fiii oamenilor, a fost joi. A fost o zi atât de încărcată în evenimente, nu în mulțimea lor, cât în semnificația lor, încât efectiv a împărțit din momentul acela direcția istorică a omenirii, de atunci și până în zilele noastre. În așa formă puternică și-a pus amprenta pe existența omenirii, încât iată noi, astăzi aici, ca și cum ar fi fost ieri, sărbătorim și nu numai că sărbătorim, trăim în Duhul evenimente pe care Domnul Isus le-a trăit împreună cu ucenicii. În ziua de joi se remarcă în mod special patru evenimente importante. În cuvântul citit împreună toți aici în seara aceasta, există trei din ele, adică instituirea Sfintei Cine, apoi rugăciunea lui Isus în Ghețimani și prinderea lui Isus. Dar dacă am dorit să facem o prezentare și în același timp, în urma prezentării, să tragem și învățămintele care sunt de neapărată trebuință pentru viața noastră de credincioși, trebuie să le luăm într-o anumită ordine. Și Evanghelistul Ioan se ocupă și de un eveniment care uh, nu îl descriu ceilalți evangheliști. Din perspectiva faptului că el îl prezintă pe Isus Hristos, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, în capitolul 1, versetul 29, el spune, când Domnul Iisus s-a dus la Iordan să se boteze, exclamă Ioan și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Din perspectiva aceasta, îl prezintă Ioan, Pământuitorul nostru Iisus Hristos. Și în capitolul 13, el, Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, cel care era aproape de desăvârșirea lucrării lui prin jerfa de la calvar, spune în Ioan în capitolul 13, în versetul 1, în felul următor, Înainte de praznicul Paștilor, Isus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă îi iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Și acum evenimentul, în timpul cinei. Deci nu după cine, în timpul cinei. Domnul Iisus, fără ce lucrarea aceasta, noi intrăm în amănunte din cauza timpului care ne prețează, cunoașteți toți Ioan, capitolul 13. Dar acolo Domnul Iisus, după ce face lucrarea aceasta, spune în felul următor, în versetul 14. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Care este pilda? Pentru că noi trebuie să ne însușim pilda pe care ne-a dat -o Domnul Isus. Unii cercetători a Cuvântului Dumnezeu s-au dus la Luca 22 și în versetul 24 este scris în felul următor, între apostoli s-a iscat uh, și o ceartă, ca să știe care dintre ei să fie socotit, ca cel mai mare. Isus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și cel ce, cei ce stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă, nu cine stă la masă. Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Interesant lucru că Domnul Isus nu a intervenit în discuția ucenicilor, în cearta lor. Se pare că era momentul, versetul 7 din capitolul 22, ziua praznicului la zimului în care trebuia să, fie jerfite Paștele, a venit. Și Isus a trimis pe Petru și pe Ion și le-a zis, duceți-vă de pregătiți ne Paștinele ca să mâncăm. Și cunoașteți istoria scrisă în Evanghelia după Luca, capitolul 22, cum ei s-au dus, au găsit, cum le spusese Isus o, o daie gata împodobită, dar o daie respectivă nu era proprietatea nici unuia dintre nici și era un obicei ca după un drum îndelungat prin prafurile drumului și în căldura care era acolo să se facă spălarea picioarelor de către gazda care îi primea. Dar odaia aceea le-a fost dată, le-a fost pregătită, nu era a nici unuia dintre ei. Și acum care să fie cel mai mic care să facă oficiu de gazdă și să spale picioarele celorlalți? Eu nu că eu sunt mai mare, eu nu că sunt mai mare, eu nu că sunt mai mare. Și vine Domnul Iisus, în cadrul acesta, când se pregătea să mănânce Paștile, așa am citit aici, în timpul cinei se pare ca și a început cina și spălarea picioarelor nu a avusese loc. În timpul cinei. Și când Domnul Iisus vede starea aceasta de lucruri, le dă pildă aceasta. Ia prosopul, cum am ascultat frumoasa poezie, să încinge și începe și spală picioarele ucenicilor. Aceasta e pilda. Să ai capacitatea în tine să te uiți la fratele tău și să te consideri tu cel mai mic să faci tu oficiul de gazdă și să-i speli picioarele ca să-i oferi confortul de care are nevoie să se simtă bine în prezența ta, în casa ta. Asta e pilda care ne-a dat Domnul Isus. Voi să nu fiți așa, ca și cei care stăpânesc și totuși le să dă titluri de mari personalități. Acum, învățătura pentru noi, să parcurgem cuvântul acesta cât mai repede. Am spus că Dumnezeu, iată, ne-a dat darul vieții și în joia aceasta să fim la adunarea aceasta, la și aceasta. Uitați-vă unii la alții. Suntem toți răscumpărați lui Dumnezeu, fiind credincioși mântuirii prin jertfa Lui. Și stăm aici în fața Sfintelor Taine, că să ne împărtășim cu trupul și sângele Lui. Uitați-vă și vedeți, aveți capacitatea în momentul acesta ca să vă încingeți cu prosopul și să vă smeriți în fața fratelui vostru să-i spălați picioarele, oferând i confortul unei relații frățești? Dacă da, ești compatibil să te hrănești cu trupul și sângele Domnului, te-ai hrănit de fapt cu el și trăiești prin el. Ioan are și el o abordare a cinei Domnului. În capitolul 6, Cine mănâncă trupul meu și bea sângele în el, are viața în el înși A mânca și a bea nu înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât a trăi. Iată, viața noastră duhovnicească este mâncândul și bând sângele lui Hristos. Și cu aceasta trecem la al doilea eveniment, la evenimentul instituirii cinei Domnului. Frații mei, Cred că lucrurile aici le practicăm de la începuturile așezării noastre prin credință în trupul lui Hristos, în biserică. Acum, haideți să vedem ce a practicat Domnul Iisus cu ucenicii. Scrie în Faptele Apostolilor în capitolul 2, versetul 42. Atributele bisericii, toți cei care au crezut în mântuirea prin jertfa lui Hristos erau la oaltă. Deci împreună, așa cum suntem noi în seara aceasta aici, și stăruiau în învățătura apostolică, în părtășie frățească, în frângerea pâinii și rugăciuni. Uitați-vă la pilda lui Hristos cu instituirea cinei Domnului. A vestit Evanghelia Mântuirii. Focăiți-vă, a spus el, căci împărăția cerurilor este aproape. Și și-a ales 12 și a învățat cuvântul Evangheliei Mântuirii, ca ei la rândul lor să poată să-l ducă mai departe. Apoi a trăit într-o relație de părtășie frățească, Domnul Iisus, Dumnezeu în trup cu ucenicii lui. Într-o relație absolut frățească. Iertându-le toate alunecările lor și înțelegându-i până și în certurile lor și acoperindu-i cu dragoste, dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Relație frățească. Legătură frățească. Domne, ajută-ne să urmăm pilda lui Hristos. Apoi a frânt pâinea înaintea lor și le-a dat-o zi, și zicând, luați din ea, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. A instituit cina Domnului și apoi s-au rugat. Adică învățătura apostolică, legătură frățească, frângerea pâinii și rugăciunii. De ce a făcut Iisus lucrurile acestea, de ce a instituit cina Domnului? Ca să ne aducem aminte, să vină astăzi Duhul Domnului să ne aducă aminte de tot ce ne-a spus El. Și iată taina, mâncând din El, din trupul Lui și vând din sângele Lui să ne aducem aminte că s-a jerfit pentru noi, pentru păcatele noastre, că sângele Lui a fost pecetluit un legământ prin credința noastră, noi suntem într-un legământ pecetuit de sângele scurs la Golgota pe cruce, sângele Lui Hristos. A făcut o trecere prin trupul Lui, din vechiul legământ în nou legământ și ne aducem aminte, suntem mântuiți, trăim prin El, prin jertfa Lui, ne hrănim cu El și suntem într-un legământ. Și lucrurile acestea, nu numai când venim aici ci o permanență, o permanență de fiecare zi, de fiecare clipă, din momentul când a zis, te voi sluji până la moarte, până vei veni tu. Doamne, ajută-ne la lucrurile acestea. Apoi rugăciunea lui Isus. Evanghelistul Ioan, după ce descrie toate etapele apărtășiei din odaia de Isus, unde Isus a mâncat Paștele cu ucenicii săi, toate, toate eh, cuvintele pe care le rostit Iisus, inclusiv cuvinte de îmbărbătare, de rămas bună, de făgăduința Duhului Sfânt, de citiți de la capitolul 13 Evanghelia după Ioan până la capitolul 17 și toată predica aceea din odaia de Sus se termină cu o rugăciune care este de o absolută importanță pentru noi. A fost finalul vieții în trupa lui Isus pe pământ și la finalul vieții lui spune în felul următor, doar enumăr câteva evenimente, câteva rostiri a lui Isus. Tată, a sosit ceasul. A sosit ceasul să te proslăvesc. Eu sunt aici încă pe pământ, dar de aici, de pe pământ, te proslăvesc pe tine. A sosit ceasul. Versetul 1 din Ioan 17. Apoi, aceasta e viața veșnică, eu de -aia am venit. Viața veșnică este să te cunoscă pe tine ca singurul lui Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Apoi, te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Apoi, am făcut cunoscut numele tău oamenilor. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor. Pe urmă, nu te rog să roagă pentru ucenici și pentru noi. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel de rău, versetul 15. Apoi versetul 17, tată, pe ăștia sfințește prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Apoi, versetul 20 și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, a ucenicilor. Apoi versetul 24, ce frumos sfârșit de rugăciune. Tată, vreau ca acolo, unde sunt eu, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Amin. Frații mei, Ați ascultat toate aceste zicere a lui Isus în rugăciunea lui? Acum haideți să ne gândim la fiecare din noi, pentru că suntem în Biserica lui Hristos, mântuiți lui și ne așezat aici, în trupul lui, în biserică și avem fiecare o slujbă de făcut. Mai devreme sau mai târziu, vine momentul când vom da socoteală de slujba care ni s-a încredințat și eu mă întreb pe mine și cred că fiecare trebuie să se întrebe pe el. Tată, prin ce am făcut, te-am proslăvit pe tine. Am făcut de cunoscut cuvântul tău oamenilor. Doamne, sunt îngrijorați pentru generația tânără. Trăim o lume postmodernă în care lucrurile firii se învăluiesc cu cele spirituale într-un amestec încât să dizolve tot, tot, tot ce-i tare din cuvântul tău. Doamne, ne rugăm pentru ei. Nu să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Doamne, ai milă de ei! Noi ne îngrijorăm, dar noi ne ducem, ne-am sfârșit alergarea, l-am proslăvit prin ce-am făcut pe Tatăl. Nu ne-am adjudecat nouă slava, ci i-am dat Tatălui prin ce-am făcut și îi mulțumim că ne-au dat starea aceasta de har. Dar așa cum ne-a păzit pe noi în lumea aceasta, în lumea aceasta în rea în care ei urmează să mai trăiască, probabil ei au multe zile de trăit în conjunctura actuală în care se desfășoară viața pe pământ. Eu cred că Dumnezeu îi poate feri pe ei. Doamne, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Amin. Pentru că dacă pe mine m-ai mântuit, pe soția mea, Pă, fratele meu, pe cei din casa mea mi-ai dat harul să mă nasc într-o familie și într-o națiune în care să mă întâlnesc cu tine prin cuvânt, să te cunosc pe tine. Atunci, te rog, păzește și pe ei pentru că acolo, când vom ajunge în locul în care tu ne-l-ai pregătit, să-i văd și pe ei acolo. Să nu lipsească niciunul dintre ei. Aceasta a fost rugăciunea lui Isus în ultima zi de existența lui pe pământ. Apoi ghețimani. O gheți în o rugăciune sub presiunea unui moment atât de copleșitor, încât spune Domnul Isus ucenicilor care îl însoțeau, sufletul meu este cuprins de o tristare de moarte. Și totul să duce înaintea lui Dumnezeu, Tatăl, și să rogă, fă să treacă durerea aceasta. Omul, omul cu durerea și cu simțămintele durere, dar Dumnezeu cel întrupat din slavă aici pe pământ, rugându-se în grețimani, nu cum voiesc eu omul, ci cum tu voiești. Pentru că eu am venit să îndeplinesc o slujbă, să răscumpăr omenirea căzută în păcat. Cum voiești tu, tată? Mă duc la cruce! Doamne, dă-ne și nouă capacitățile care avem nevoie să ne slujim de ele în anumite situații copleșitoare ale vieții. Tată, nu cum voiesc eu, am eu durințele mele și vreau să scap repede și cât mai ușor. Da, omul, dar ce ai pus tu Dumnezeu și Sfânt în mine să zică cum voiești tu, voia ta să se facă? Doamne, ajută-ne! Și apoi, după toate acestea, uitați-vă, de la intrare în Ierusalim, în Urale, în mijlocul grotelor care l-aclamau, în odaia de sus, într-un grup de ucenici, într-un grup restrâns, acolo o să aibă o părtășie și din părtășia aia în vieții mani. Și ultimul cuvânt în seara aceasta din Evanghelia după Marcu, în capitolul 14, cuvântul l-a citit fratele Gabi, Ultimele două versete spun în felul următor, 45 și 46, când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus și i-a zis, învățătorile, și l-a sărutat mult. Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Isus și l-au prins. Frații mei, după toată istoria aceasta a evenimentelor de joi, care ați văzut, are acea profundă semnificație pentru viața noastră de credincioși, să ajungi singur, arestat, dat în mâinile oamenilor necredincioși, să fie bagiocorit, să fii hulit și să ajungi în definitiv pe o cruce. Și până și acolo pe cruce să zici, chiar i Tată, oamenii ăștia nu știu ce fac, sunt duși în eroare ca să poată mântui lumea. Frații mei, adunarea iubită din locul acesta care stați în fața Sfintelor Taine în seara aceasta, toate acestea nu sunt evenimente istorice, nu sunt niște evenimente care să ne aducem aminte de fiecare dată de ele, așa și pe urmă din nou să uităm. Deși comemorarea cine Domnului, eh, cina Domnului este o comemorare, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, veștiți moartea Lui până va veni El. Frații mei, acestea sunt repere, repere după care viața noastră de credincios se orientează nu din când în când, ci în fiecare zi, repere ca cina Domnului, spărarea picioarelor, rugăciunea și chiar situații critice de vânzare și de trădare. Să avem niște repere în care să demonstrăm un comportament sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu ca să ajungem în lucrurile acelea în care ni le a pregătit el. Doamne, fii cu noi în toate lucrurile acestea și lasă Duhul tău să ne călăuzească în ele în fiecare zi, ca prin viața noastră să-ți aducem glorie și slavă. Amin.